Bine ați venit, dragilor, și haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru raci? Ce avem pentru raci? Oh! Poate viața voastră este influențată de ceva religios sau pur și simplu deveniți foarte atractivi și nu știți ce decizii să luați. Nu știți ce decizii să luați. Pentru că decizia este să fiți împreună pentru totdeauna și asta ar însemna să mergeți contra la ceea ce aveți. Decepție. Cineva care a purtat o mască falsă în viața voastră și cine ar putea fi? Chiar vreau să văd, e un fel de clarificare între cartea nunții și decepție. Care este? Oh, cineva care deține un control. Wow! Wow, asta este foarte bună! Wow! Deci, pentru unii dintre voi e posibil să aveți de-a face cu o relație foarte romantică, senzuală, dar de fapt partenerul sau partenera, după schimbarea la față pe care o aveți aici, glumesc, oameni buni, mie îmi place să glumesc, nu îmi place să fiu serioasă, de aceea fiți foarte atenți la relațiile pe care le aveți, chiar dacă vă gândiți că este persoana vieții mele, că și așa mai departe. Vedeți că în momentul în care ajungeți la a pregăti într-adevăr actele sau a vă gândi foarte serios, abia atunci veți înțelege cum preia controlul. E un fel de a ne juca, de a îndrăgostiți, de a iubiți, sau am întâlnit multe persoane care după ce s-au căsătorit a dominat sexul masculin prin obligativitatea de a rămâne acasă, prin gelozie, prin obsesivitate, genul acesta. Deci, asta mi-arată aici. Deschideți bine ochii pentru a încerca să înțelegeți de fapt ce este în spatele acestei măști. Poate că uneori glumim, ne place acel ceva mic de gelozie, să nu fie și inversul, dar totul are o limită. Să știți că prin căsătorie, de fapt, noi plătim o karmă extraordinar de mare. Iar ceea ce vă gândiți că este sufletul pereche și suntem atrași, gândiți-vă foarte bine că uneori acel suflet pereche poate fi cineva cu care ai avut o datorie într-o altă viață și pentru a șterge acea datorie ați ajuns la concluzia că trebuie să fiți împreună pentru a putea șterge acel ceva. Deci nu uitați un lucru. Atunci când mergeți contra la ceva, este de fapt karma voastră. Deci dacă într-o altă viață ați avut de-a face cu acea persoană, înseamnă că a fost inamicul numărul 1. Și întotdeauna să știți că inamicul numărul 1 este casa întâi cu casa a 7-a. Față în față cu partenerul. Întotdeauna. Dar asta este astrologie. Este mult, foarte mult de învățat. E un fel de a plăti acel ceva. Chiar dacă numai atunci când este o karmă extraordinar de frumoasă și permite sau încearcă să se reîntoarcă pentru a mai trăi încă o viață împreună fericiți. Și nu știm la cât și cât la milion se întâmplă.
Mergem mai departe. Ce avem pentru voi? 10 debute. Munciți foarte mult acum, sunteți foarte ocupați. Turnul. Ce va duce turnul? Pe cineva din trecut. Un ex. O ex. Vedeți? Asta va duce. Și o gelozie poate nejustificată. Și asta vă blochează. Vedeți? Vă blochează. Pentru că voi nu sunteți învățați cu aceste energii. Voi, doi de bâte, nu știți cum să luați această energie. Turnul. Pentru că este de fapt cineva care vă iubește, dar în același moment este poate și energia voastră, ați iubit această persoană. Și pentru că sunteți total diferiți, a reapărut în viața voastră, poate chiar printr-un telefon, o imagine, și atunci imediat se manifestă acel șoc, să-i zicem. 6 de cupe. Gelozie. Toxic. Este ceva toxic. 8 de monede. Dar există o atracție extraordinară între voi. Regina de bâte. Dar, de fapt, este o cheltuială a timpului respectiv. Deci nu vă alegeți cu nimic din această relație, doar cu certuri. Persoana cealaltă. Reconciliere. Vrea reconciliere. Se interesează, vă spionează, poate vă vede toate mesajele de pe telefon. Aveți impresia că este o persoană rece și că stă la depărtare, dar de fapt este cu nasul în telefonul vostru sau poate pe toate rețelele de socializare unde ați intrat. Dar nu este la același rang de dragoste, este cavaler de cupe, iar voi sunteți regi. Soarele este ceva karmic, plătiți ceva karmic. E un fel de... Atunci când vă acceptați, schimbați energia respectivă, vă schimbați în favoarea lor, ca până la urmă, demonstrându-le cine sunteți, ei vor fi cei care vor fi dependenți de voi. Deci, fără voi, viața lor nu are sens. Asta vrea să-mi spun. Fără voi, viața lor nu are sens. Știți ce îmi vine acum în minte? Vedeți această fotografie frumoasă? O să râdeți. Bunica mea îmi spunea întotdeauna, lasă-i mamă să fie ei capul, că noi suntem gâtul. Nu o spun cu răutate, nici pentru partea masculină. Mai râdeți și voi un pic. Dar asta este energia pe care o are și o emană. Și pentru că voi sunteți cu această energie, cu siguranță voi avea o energie mult mai bună de la partener. Haideți să vedem cum se schimbă și ce vrea pentru voi și ce încearcă să vă spună. Ce încearcă să vă spună? Ia uite ce încearcă să vă spună. E împăratul. Eu sunt șeful. Eu sunt bossul. Acum depinde de voi dacă voi vreți să fie acolo cineva care să vă comande. Dar să nu fie și inversul. E persoana care vă atrage cel mai mult, așa că orice ați spune și simțiți că pe de-o parte l-ați cam dat la o parte. Și aveți și cavalerul de monede, dar e o atracție, este o obsesie de fapt. Este o obsesie. Voi fi sinceră cu voi, este o obsesie. În lumea reală, încercați să aveți din nou această relație cu această persoană. Cred că este a doua oară când va fi această lecție pentru voi. Pentru că ambii aveți aceeași energie de 10 de bâte.
Pentru ambii a fost greu, dar încă mai există acea atracție. Deci trebuie să învățați ceva din acea atracție. Poate chiar ați fost căsătoriți. La fel, nu știe cum să procedeze. Știe că nu poate trece peste voi. Știe, soarele pe care îl are aici înseamnă că nu vă poate uita. Și vrea o reconciliere. Cu siguranță vrea o reconciliere. Vrea un nou început cu voi. Acum depinde de voi ce vreți. Haideți să vedem ce vreți voi. Care este clarificarea voastră? Ce vreți voi? Voi vreți să fiți voi șeful. Ok? Spuneam ceva de gât. Leu? Posibil să fiți lei? Să fie lei persoanele respective? Să aibă o energie de foc? În aparență să fie, de fapt, reci sau voi sunteți reci? Nu, dar cu siguranță, voi aici aveți o energie la care doriți drastic să fiți voi șefii acum. E un fel de, hai să clarificăm situația, că data trecută ai fost tu și acum îmi impun eu. Dacă vrei reconciliere cu mine, înseamnă că eu va trebui să impun toate acestea. Oh, și voi sunteți geloși, foarte geloși. Foarte reci. Dar vă informați unul de celălalt. Este exact ca la telefonul cu fir. Asta este. Ce-ar fi să lăsați voi la 5 debute în afara casei, să nu vă mai certați, să vă certați în altă parte? Știți voi unde. Sunteți oameni maturi. Nu vă mai țineți atâta de certuri și de vorbe și de informații și de... Nu ia uitați ce vă spune. Până și universul vă spune. În loc să vă petreceți timpul cu toate nenorocirile astea, mai bine vă petreceți timpul frumos, cu mângâieri și vorbe frumoase. Asta vă spune. Da, depinde. Asta e. Aștept mesajele voastre. La revedere!